Punctul de cotitură reprezintă o provocare. El creează presiunea pentru inventarea unor noi metode de adaptare, după ce vechile metode se dovedesc incapabile să rezolve provocarea. Dacă o persoană sau o națiune creează metode de adaptare mai noi și mai bune, atunci putem spune că acea criză a fost depășită cu succes. Tu știi cum își revin unele națiuni după o criză? Jared Diamond dezvăluie mecanismele supraviețuirii comunităților mari în volumul Momente Decisive, cum reacționează națiunile în fața crizelor și a schimbării. Ca o persoană care a trăit multe dintre aceste momente chiar în țările despre care vorbește, Diamond are exemple emoționante despre asumarea responsabilității și autoevaluarea onestă. Nici o criză nu trebuie să fie irosită.